Salutare și bine v-a regăsit, Cătălin sunt eu, iar noi suntem Erdington Bulls. Iată, ne revedem astăzi pentru meciul cu cei de la Carlisle. Da. Să vedem de la cine vom lua bătaia azi. Sau cu cine vom obține maximum punct. Este... Wow. N-am văzut așa ceva. Niciodată. Chiar n-am văzut niciodată. Ce s-a întâmplat și în episodul de ieri. Penalti gratuit. Pur și simplu penalti gratuit. Și la cum să petrec lucrurile aici. Deja nu o să avem cum să trecem de cei de la Carlisle. Haideți să le vedem overall. Overall-ul. Pardon. Andrei Kulakov în atac, alături de el Omari Patrick, Jordan Gibson, mijlocaș central, alături de el este Owen Moxon, mijlocaș defensiv este Callum Guy, Jack Carmer, left wide back, fundaș central Morgan Finney, John Mellish și Corey Whelan, în right wide back este Finn Back. Și în poartă este Thomas Holly. Echipa noastră, o știți, Novak, Cuevas, Paul, Fournier, Hammond, Tucker, Janssen, Spence, Nielsen, Reid și Ratanji Udekent. Care n-a făcut nimic meciul trecut. Dar oricum nu ne lasă FIFA să facem ceva, nu este vina lui Kent. Pentru că FIFA nu ne lasă, ăștia nu pleacă în atac niciodată. Mijloca și dreapta. Mă gândesc să iau right winger. Poate ăia pleacă. Și da, totodată mă gândesc să pasez mingea mai repede, voiam să spun mai din timp, dar n-am mai pasat-o băiatul. N-am mai pasat-o, că de ce să o paseze? S-a împiedicat cu Evaz la 70 overall. Atâta poate să facă, să se lovească mingea de el. Deci că sunt eu care probabil am overall-ul 10. Și iată primul șut pe poartă expediat de cei de la Carlisle. Să vedem dacă reușim să plecăm pe contraatac. Nu reușim că n-avem cu cine. Ai mă, pe bune, și asta a fost întârziată, mă. S-a gândit în aer să cad acum sau să cad mai târziu. Na. Bă! Deci, o să pun această carieră până când mă vor da afară. Cel mai probabil mă vor da afară. Așa cum este, să vedeți și voi ce eroare are sportul FIFA, e-sports. FIFA. Pasă cu căl. Pasă cu căl căiu și ăsta. Băi, las. Nu știu eu să joc. Eu sunt de vină, mă scuzați. O să mă... dau ăștia afară. Și când mă dau ăștia afară, o să... nu știu, o să văd ce fac. O pierde. O pierde până s-o paseze. N-a pierdut. Las că o pierde Spence când n-are cui să paseze. Da. Da, bravo, mă. Asta am dat eu, mă, să dai. Asta am dat eu să dai. Dă-i drumul mai repede la mingea aia.
Hai mă, pe bune, mai repede, mă. A dat Kent gol, bă, frate. Da, abia mergea minge. Au zis să ne lase și pe noi să dăm un gol, știi? După atâta vreme să mai dăm și noi un gol, că oricum pierdem până la final. Da. Se găsește un roșu, un penalti, o chichiță se găsește. Un autogol. 25 de cornere. Hai Spence, hai mă, cu preluarea ta cu tot. Pă bune? Ah, fault, dă-i fault, fă ceva! Da. Nu pot fi ajunși din urmă ăștia, bravo Kent. E cea mai mare realizare a ta, tu și Pușcaș. Măcar tu mai dai gol. Adică Pușcaș din greșeală le nimerește. Bineînțeles că toți jucătorii mei erau toți de pe linia de fund, erau strânși pe 3 metri pătrați și am crezut că s-a dat penalti din cauza sau lovitură lui în directă, că a prins la mingea acolo în mână. Chiar asta am crezut că se va întâmpla. Da. Hai mă, Ipol, mă. Bă, bune? Bă, dă-i bă, dă-i bă în minge, bă, faceți bă ceva, bă! Da, stat, nu-i țin sus, mă, că uite, abia se mișcă, abia se mișcă, abia reușesc să scarme în dos. Bravo! Bravo, Novak, ai ieșit tu, când trebuia să sară ăla la altul, ai ieșit tu să faci tu ordine în careu și era să luăm gol, dar luăm acum. Nu l-am luat încă, minutul 54, haide să ne uităm la note, să vedem, Novak trebuie să aibă cea mai mare notă, deși la ce gafă a făcut la Kent. Reid, Jansen, Spence, Nielsen, praf, Paul, praf, furnie praf. Nu, scot mă că n-am cum să... Pe cine să bag? Pe cine să bag? Îi mai las până minutul 60. Dar văd că au început cornerele, au început acțiunile periculoase. Acum vine penalti, acum vine gol. Și gata, ne rezolvă băieții. Haide că nu este Kent... Mi-a arătat că e mult mai avansat. A interceptat-o ăsta, cumva i s-a nimerit. Haide, haide, haide cu Eva. Haide mă, pă bune mă. Ce-a fost asta mă, de ce n-a ieșit să ia în mână ăsta? Haide, hai furnie că zici că ești legat în lanț. Bine bă băiatule bă. Nu se poate așa ceva. Ce scăriță, că am vrut să-i dau scăriță. Ce scăriță să-i dai, că uite, l-are 3 metri jumate. E mai mare decât poarta. Unde să bat eu, mă? Unde să bat eu? Aici. Și i-am dat... Da. Și Kent, în loc să fie în careu, era la marginea careului. Dar deci nu, nu o să putem să câștigăm. Vă garantez că nu ne lasă să câștigăm. Nu ne lasă să dăm gol.
Nu ne lasă să vândă. O să vedeți că nu, nu reușim. Soluțiile pe care ne le oferă jucătorii noștri sunt deja unde este foarte mult, unde sunt foarte mulți jucători adverși, unde spațiul este foarte aglomerat. Nu știu dacă ați observat. Exact asta ne oferă FIFA și ne face pe noi să credem că nu suntem în stare să câștigăm. Și vedeți, au venit și șuturile astea așa ca lumea. Și acum ăsta nu vrea să plece cu mingea la picior să se ducă să atacăm. Și acum ăsta a dat-o prea încet lui Kent și ce credeți, Kent nu are cui să paseze. Dar a găsit totuși o soluție bună. Reid ăsta trebuie să dea gol. Băi, nu se poate așa ceva, bă. Fantastic, nu pot să cred. Băi, oameni buni, nu mă lasă să câștig. Orice aș face, nu mă lasă să câștig. Mă jur că nu mă lasă să câștig. Nu vrea jocul să mă mai lase să câștig deloc. Deloc, nu mă mai lasă să câștig deloc. Orice ocazie am, orice aș face, oricum ar fi, se întâmplă chestia asta, n-o să pot să câștig. Nu am voie să câștig. Nu am voie să câștig, nu mă lasă să câștig. Jur, voi sunteți martori, vedeți meciul. Cât de prost să fiu să dau de atâtea ori pe lângă poartă. Cam cât de prost credeți că poate fi un om care joacă FIFA de atâta vreme și și-a permis să facă o carieră ca asta pe YouTube. Credeți-mă pe cuvânt, nu mă lasă să dau gol, orice aș face, nu mă lasă să câștig. Am dat un gol, atât, dar pe mine nu mă lasă să câștig, nu vrea să mă lasă să câștig niciodată. De unde vine mă Dezmet? Din pom? Bă, nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred ce a făcut mă ăsta, de ce a intrat mă pe teren. De ce l-am băgat eu mă pe Arthur mă? De ce l-am băgat eu pe Arthur mă, ca să fie jucătorul ăstora? Ultima fază. Roșu ar trebui să fie, nu, o să fie nici galben, nu cred că-i dă. Maxim galben, că mai era unul cumva, de-aia n-am reușit să dau gol. Da, maxim galben, de-aia tot nu reușesc să dau gol acum la faza asta. Că n-o să mai las. Nu mă lasă să câștig, nu am voie să câștig. Bă, și nu zice nimeni că să te lase, dar totuși e world class, am asemenea jucători de care am. Am tot felul de oameni. Na, gata, atât. Atât, știam că asta va fi. Știam că atâta va fi din lovitura asta liberă. Că niciodată nu m-a lăsat să bat o lovitură liberă în ultima fază. Când am avut. Niciodată nu m-a lăsat.
Am dat o pasă și următoarea a fost greșită. Întotdeauna a fost așa. Nu mă lasă să câștig. Am interzis la victorii. Interzis total. Just a Oricât de couple of bine aș questions for juca, you. oricâte șuturi aș avea, pot să iau și Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé și pe toată lumea, nu o să câștig. Thanks, that's all the questions we have for you. Suntem în 12, trebuie să găsim scouter. Patru stele cu trei stele. Îl luăm, ce să zic. Yes. Și îl trimitem. Deci avem în Anglia atacant. A găsit fix un... Nimic, nimic n-a găsit. Physical strong în Serbia. Ne trebuie mijlocași. Spania. Spania, să găsim mijlocași. Da. Playmaker. Și vine și ăsta pe 22. Îl demitem, angajăm altul. Așa e. Da, următorul meci îl avem cu cei de la Swindon. Echipa care se află pe locul. Nu putem vedea acum. Ferry Luan ofer. La Sligo Rovers, da. Luan, one year, da, acceptăm. E nevoie să joace chiar și un an, nu e problemă. Hai să citim și mesajul ăsta, că am sărit peste. Cine ce vrea? Paul. Du-te dracu. Deci eu nu pot să câștig și mai am și la obiective chestia aia să am nu știu câte meciuri câștigate acasă. 10 meciuri. Am 8 din 10 și nu mă las să mai câștig. Nu am cum să câștig, efectiv. Nu mă las să câștig niciun meci, nu că altele. Bă, niciun meci, bă, nu mă las să câștig, bă. Am interzis la câștiguri oricât de bine aș juca. Este absolut inadmisibil așa ceva. Ne revedem mâine să luăm bătaie de la Swindon sau să facem egal. Tot așa, la ora 11. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi foarte frumoasă.